Așa cum am promis, mergem fix cu 100 de ani în urmă. Bună, Diana! Bună, Tudor! Este o zi de vineri, 12 iulie 1918, o zi destul de bogată în evenimente. O să încep prin a vă prezenta un eveniment care, chiar dacă nu a avut loc în România, s-a făcut pentru România, pentru țară. Este vorba despre activitatea intensă a românilor plecați în Statele Unite ale Americii, activitate referitoare la demersurile ce urmau a fi făcute cu privire la lupta națională a românilor din Transilvania. Este vorba despre un miting organizat în America, în urma căruia s-a format o așa numită ligă cu reprezentanții de seamă aleși din cei aproximativ 180.000 de români stabiliți în America în acele vremuri. Și de asemenea au publicat și un manifest. Ei își doreau ca toate naționalitățile care locuiau la acea vreme în România să formeze o țară unită sub o unică administrare. De asemenea să fie liberi, oamenii să se înțeleagă între ei și să se respecte reciproc. Între timp, în România se cerea darea în judecată a guvernului Ionice Brătianu pentru, citez, săvârșirea tuturor încălcărilor care au fost cu putință, stând atât la adăpostul vechii toleranțe, cât și sub masca idealului național. Fix acum 100 de ani, Acecuza, pe care îl observăm în aceste poze, citea o declarație, atât în nume propriu, cât și în numele Partidului Naționalist Democrat, dar mai ales în numele Ligii Poporului, o declarație prin care nu se alătura acuzatorilor. Aceștia erau de părere că problema răspunderilor din punct de vedere a intereselor neamului și a dreptății istorice poate fi rezolvată doar de un parlament care să reprezinte presiunea adevărată a voinței țării și nu de tendința de predominanță a unui partid asupra celuilalt. Tot data de 12 iulie vine și cu o scrisoare către profesorul Țigara Samurcaș, pe care îl observăm aici în poză, fiind mai bătrân, iar aici mai tânăr. O scrisoare raport cu privire la atitudinea ocupanților față de reședințele regale. Este vorba despre faptul că nemții nu recunoșteau nicio autoritate, făcând totul astfel încât să-și tragă numai foloase. De asemenea, înaintau scrisori de plângere, acuzând de atitudine dușmănoasă și de persecuții față de ei, care se considerau supuși germani și făceau afirmații grave, de exemplu, dacă am avea-o aici pe regină, am împușcat-o. Tot pe 12 iulie, societatea rusă a Crucii Roșii prezintă detaliat în acest raport scris în limba franceză dificultatea cu care este posibilă evacuarea, sperând că acțiunea să se finalizeze până pe 1 septembrie 1918. De asemenea, în această zi au fost date și decrete, unul prin care Constantin Diamandi, pe care îl observăm în această poză, este rechemat din Rusia în țară. De fapt, el plecase din Rusia la sfârșitul lunii ianuarie 1918, după ce fusese arestat de maximaliști. Tot la această dată, un decret prin care se aproba regulamentul Facultății de Științe din cadrul Universității de la Iași și acțiuni caritabile aveau loc la această zi. Se organizau strângeri de fonduri pentru orfanii de război, organizate prin intermediul Societății Ocrotirea Orfanilor sub Război, societate pusă sub patronajul reginei. Iar ca la mică publicitate, avem aici Tudor, o doamnă, văduvă soție, în vârstă de 35 de ani, drăguță, cultă, care conduce o mare gospodărie la un domn singur și cu caracter blând, poate fi mare agricultor, plăcându-i mult viața de țară și liniștea.